dori să vă adresez mulțumirile mele că ați răspuns invitației noastre de astăzi de a dezbate teme de interes pentru domeniul pădurilor. Cred că suntem cu toții de acord că pădurile României și domeniul forestier suscită un larg interes public. Pe de o parte, dat fiind funcția de mediu a pădurilor, precum și funcțiilor economice și sociale pe care le exercită pădurea. În al doilea rând, toți știm că domeniul forestier și pădurea a fost declarată de interes strategic și toți cei prezenți astăzi aici avem o mare responsabilitate în gestionarea acestei avuții a României. De aceea mă bucur că la prima întâlnire în calitate de ministru al apelor și pădurilor ați răspuns invitației mele și sunt reprezentați, cred eu, toate grupurile interesate în a propune și a lua decizii în domeniul forestier, aici referindu-mă la asociațiile patronale și profesionale, proprietari de păduri, administratori de păduri, asociații ai sectorului de exploatare și prelucrare a lemnului, a industriei mobilei, reprezentanții ONG-urilor, instituții de cercetare și învățământ, organizații sindicale și profesionale. Întrucât sunt multe probleme în scurta mea ședere la conducerea acestui minister, am constatat că sunt multe probleme care necesită rezolvare. Am încercat o prioritizare în prima etapă și de aceea aș dori ca în cadrul întâlnirilor noastre să nu dezbatem toate problemele de pe agenda ministerului, ci să prioritizăm la fiecare întâlnire 3, 4, 5 teme pe care să le dezbateți, să găsim soluții ca noi să luăm cele mai bune măsuri pentru domeniul forestier. De aceea aș vrea să vă propun astăzi că în cadrul dezbaterilor pe care le veți avea dumneavoastră în prima parte a întâlnirii, să discutați despre legea contravențiilor și să avem propuneri concrete de măsuri care trebuie luate, dat fiind neajunsurile create urmare modificării acestei legi în cursul anului 2016. Despre aplicația informatică SUMAL, am constatat că sunt unele probleme care nu merg. Aș vrea să le semnalați și dumneavoastră ca în procesul de testare să le depistăm pe toate, să le îmbunătățim, să nu mai avem în continuare probleme, să putem recepționa această aplicație care nu este încă recepționată și de care eu încă sunt nemulțumită că n-a fost finalizată conform contractului. Asta e altă problemă administrativă a Ministerului pe care o vom rezolva. Despre lemnele de foc, asigurarea lemnelor de foc pentru populație, aș vrea să dezbateți un pic și să veniți cu propuneri concrete să asigurăm în anul 2017 lemnele de foc, să nu mai avem problemele înregistrate în anul 2016. Și v-aș mai propune o temă, pădurile neadministrate, problemele legate de pădurile neadministrate. Acolo unde nu se cunosc proprietarii sau unde nu s-au făcut dezbaterea moștenirii și nu avem încă titluri de proprietate și, după cum bine știți, legea nu permite la momentul ăsta să încheiem contractele de servicii silvice și de asigurarea serviciilor silvice și pază. Astea ar fi prioritare astăzi. Sigur că mai sunt și multe alte teme care trebuie să le dezbatem, dar n-aș vrea să ne pierdem în multe teme și să nu concluzionăm și să nu rezolvăm nimic. Sper că sunteți de acord cu propunerea mea. Aș vrea să modereze colegii mei, domnul director general de la Direcția Generală de Păduri, domnul Nicolache și colegii dumnealui, și domnul Cătălin Tobescu, și în partea a doua, împreună cu doamna ministru Pană, și poate răspund și invitației noastre și ceilalți colegi parlamentari de la grupurile USR, PNL, UDMR, pe care i-am invitat, să ne prezentați
cristalizate concluziile dumneavoastră pe care să le luăm în seamă în vederea elaborării celor mai bune măsuri pe care trebuie să le luăm în domeniul forestier. Sunteți de acord cu propunerea mea? Mulțumesc mult și ne întâlnim în aceeași formulă la ora 11 să prezentați concluziile dezbaterii împreună cu, sper, toți membrii grupului parlamentar pe care i-am invitat. Mulțumesc mult!